Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face acest tortuleț cu ganaș de ciocolată și cremă de patiserie și blat din biscuiți și unt și decorat cu fursecuri, tortuleț de Paști. Această rețetă cu 200 de grame de biscuiți ca să facem baza, măcinați și cu 100 de grame de unt. O să topim untul și apoi o să le amestecăm. Avem untul topit și vom pune biscuiții noștri măcinați peste unt și vom amesteca. Amestecăm bine. Și acum toată compoziția noastră o vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și cu unt. Și vom pune totul aici. Așa. Tava are 18 cm de diametru. Așa, și cu fundul unui pahar vom apăsa așa bine. Așa. Și dăm la rece să se întărească. Și ne pregătim ganașul nostru de ciocolată și crema de patiserie. Rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Ambele rețete. Așa, acum dăm la frigider. Așa, mixăm. Ganajul este gata. Vom pune mai întâi jumătate din cremă de ciocolată peste. Așa. Și întindem așa bine. Așa. Și întindem bine această cremă. Ne putem ajuta și cu o lingură. Așa, și întindem bine. Acum vom pune și stratul nostru de cremă, așa îl punem așa puțin câte puțin ca să-l putem întinde. Așa, peste, încet, încet. Așa.
acum întindem încet, încet stratul de cremă de patiserie. Așa. Și întindem încet acest strat. Un strat subțire. Așa. După ce am întins acest strat de cremă, încet, încet, o să punem restul de ganaș. Ganajul este mixat. Așa. Și punem restul nostru de ganaș aici peste. Încet, încet. Așa. Și apoi dăm la frigider. Așa. Ne ajutăm și cu o lingură și întindem așa bine. Așa. Și dăm la frigider. Așa. Ia uitați. Și acum vom decora acești biscuiți. Aceasta este prăjitura noastră de Paște. Vedeți? Cu iepuraș. Așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine.